seara, iubiți prieteni, avem privilegiul împreună de a ne bucura de o minte și de un suflet românesc fără limite în cunoaștere și fără limite în generozitatea cu care ne împărtășește și nouă muritorilor de rând din această cunoaștere tainică a inteligenței universale, a inteligenței materiei și a fuziunii între toate formele biologice într-un sens comun al creației. Profesorul Dumitru Constantin Dulcan ne face onoarea de a fi alături de noi. Domnia sa, cu mult timp înainte, prefigura zorii lumii în care noi intrăm abia acum. Există o sincronicitate a minților mari de a se cupla la niște adevăruri care scapă omului obișnuit. Noi astăzi traversăm lucruri pe care, spre sfârșitul anilor 80, domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan le așeza ca o predicție matematică a unui om de știință care, iată, secundă de secundă, se adeveresc poate într-un sens fericit sau poate nu. Eu cred că din sens fericit, pentru că era o așteptare. Lumea nu mai putea continua așa, era nevoie de ceva nou. Era nevoie de un singur adevăr, domnul Oreste. Să punem în acord biologia noastră cu intenția din începuturi prin care noi am fost creați. Orice contradicție între modelul social, între factura noastră psihologică, între biologia noastră, legile biologiei și legile universului, nu este funcțională, nu funcționează. O societate în care rațiunea pragmatică este înlocuită cu rațiunea ideologică, politică, este ineficientă, așa s-a dovedit de-a lungul tuturor sistemelor sociale. Spuneți-mi unul care a funcționat altfel. Istoria ne demonstrează că în afara armoniei universale, toate proiectele umane sunt niște iluzii, niște chimere. Absolut. Și experiențe din care trebuie să învățăm. Nu e rău că un sistem este, într-un fel sau altul, mai puțin bun sau mai bun. Dar important e să învățăm din experiențe negative, pentru că de asta le avem. Pentru că am ajuns aici și pentru că în sfârșit și noi ăștia mai îndărădnicii, vrând, nevrând, ne vedem confruntați cu niște adevăruri care exced limita noastră de competență în analiză și atunci trebuie să facem și noi apel la mințile mai luminate, la proroci, la sfinți, la vizionari, ca să putem, până la urmă, să ne așezăm și noi în fața acestui puzzle imens care este viața noastră și să înțelegem că toate piesele pe care le întâlnim în cale au un sens și noi trebuie, prin experiență, să le așezăm pe toate într-un tablou care, până la urmă, devine tabloul expresiei sufletului fiecăruia dintre noi. Dar aș vrea să înțelegem cu toții acum, pentru că e ca o lecție pe care dumneavoastră o să o împărtășiți cu noi public. Cum funcționează, în primul rând, creierul uman în raport, în analogie perfectă cu inteligența materiei din jurul nostru? Materialist dialectic, asta nefericită în care am fost crescuți și am trăit, cel puțin ăștia mai puri, ca să folosesc un termen mai tineresc, ne-a dus pe o cărare greșită, ne-a făcut cumva de la Francis Bacon încoace, de la Revoluția Industrială, să credem... Ne-a locuit cuvântul Dumnezeu cu natură. Da, în momentul în care noi am crezut că decorul din jurul nostru, natura din jurul nostru, ne este dat să-l exploatăm la nesfârșit, să-l folosim în beneficiul nostru, ca și cum noi n-am face parte integrantă din el. Francis Bacon a spus asta, că natura trebuie constrânsă să dea tot ce conține în ea. Și de atunci, nu numai că am constrâns-o, am și executat-o. Am chinuit-o până când, iată-ne, suntem în acest moment atât de dificil, nu numai din punct de vedere social, nu numai din punct de vedere politic și spiritual, dar din însăși punctul de vedere al naturii, care a fost siluit, ăsta e cuvântul. Dar nu cumva prin reflexie, siluind natura, ne-am autosiluit? A fost evident, ca un act de, iertați-mă că spun asta, dar de onanie sodomie. Adică noi am intrat într-un program îngrozitor în care, făcând rău universul exterior nou, până la urmă am ajuns să trăim toate efectele ca și cum ni le-am fi transmis pe toate propriilor noastre structuri. Vedeți, trebuie să spunem un lucru, că nu orice inițiativă a avut omul a fost din start conștient ca finalitate a avut răul. Poate că intenția a fost bună, dar noi n-am gândit la mișcarea de tip 2, de tip 3, la mintea de dincolo, am gândit numai la primul efect și de aici ni s-au tras enorm de multe răuri. Pentru că în clipa când exploatezi natura, poate că au nevoie de lemn, poate că au nevoie de pământ agricol, dar noi am gândit că pădurea aia, copacul ăla, produce oxigenul, produce glucoza, produce toată hrana noastră. Pentru că eram inconștienți, nu cunoșteam.
Dar în clipa de față nu avem nicio scuză să distrugem tot ce distrug pădurile, natura, așa cum o vedem. Pământul este o ființă vie. N-am înțeles nimic din lucrul ăsta. Atâta vreme cât pui un bob în pământ și din el răsare o plantă, asta înseamnă că acolo este viață. E atât de greu de înțeles? Și am mai putea să înțelegem ceva, domn profesor. Cum încape într-o sămânță atât de mică toată informația unui stejar în potențialul său, nu? În potențialul său o sămânță este un stejar. Atâta informație încape în grăuntele acela, atâta informație încape într-o celulă organică nouă. Putem până la urmă să aflăm totul despre un individ din atomul său. Și există totuși o complementaritate între microcosmos, macrocosmos, poate sigur, că fără îndoială. Savanții sau hierofanții altor vremuri nici măcar nu conștientizau în conceptul lor că omul ar face parte din altă structură decât cea a naturii cosmice, care ne zămisește pe toți. Și plante, și minerale, și animale, și oameni, poate și îngeri, și alte creații din universul ăsta imens. Fuziunea asta între atomul mic și atomul mare, ca să spunem așa, se întâmplă deja, domn profesor. Absolut. Ce trebuie să mai înțelegem sau ce ar trebui să mai facă natura ca să ne mai convingă încă o dată că suntem membrii ei și că nu ne putem întoarce împotrivă, nu putem să devenim atât de rebeli precum Lucifer împotriva Creatorului, la fel de rebel să fie și omul împotriva naturii. Ați vrea să încep cu mic istoric. Eu cred că apogeul științelor s-a atins în secolul XIX, când deja venise ultima care a părut să dea foarte multă apă la amoară, să aducă argumente darwinismului, revoluției speciilor în concepția lui Darwin, că evoluția există, indiscutabil, dar nu în maniera în care a fost văzută, nu neapărat prin întâmplare și selecție sau mutație întâmplătoare. E bine, în clipa aia se părea că s-a dat un răspuns la toate întrebările fundamentale omului. Atunci, în opinia mea, s-a consolidat concepția materialistă, mecanicistă despre om și individ. A fost o concepție în care universul era redus la ceea ce se vede, la vizibil, la capacitatea noastră de a vedea. Nimeni n-a gândit că dincolo de capacitatea mea de a vedea, dincolo chiar de microscop, există un univers fantastic, un univers în care conține toate legitățile ființării noastre. Este logica noastră, este structura noastră, este prima informație, în nucleu, pe care noi n-am sezizat-o decât iată a trebuit să vină secolul 20, să vină fizica cuantică, să vină regresia transpersonală, psihologia transpersonală, să vină experiențele morții clinice, să înțelegem că dincolo de noi este o altă lume, să înțelegem că dincolo de capacitatea mea de a vedea este un univers care nu se reduce la ceea ce văd eu în sens fizic. Pentru că această reducție mecanicistă la elemente de ordin strict fizic, la capacitatea simțurilor mele, a lăsat iluzia că ceea ce noi vedem, că realitatea pe care o vedem este realitate. În realitate nu este o realitate. Pentru că fiecare ființă creează realitatea sa, alte specii au altă realitate, de pildă broasca nu e decât ceea ce se mișcă, insectele cu ochii în mozaic văd volume în mozaic și așa mai departe. Ori acum știm foarte exact, mai ales de fizica cuantică, că implicarea conștiinței mele la nivelul materiei modifică realitatea, modifică materia, că există o potențialitate a unor multitudini de realități. Hague, evrei spune că sunt 3 trilioane de realități dincolo în stare potențială. Ca atare, m-ați întrebat inițial care este relația dintre creier și natură și biologie și materie. Păi în clipa de față știm că această relație este una de interdependență. Este un lucru extraordinar pe care îl aflăm. Aflăm de faptul că noi, gândirea noastră, capacitatea noastră poate să influențeze materia mai mult, să o modeleze. Și invers, că ceea ce gândim la nivel de conștient, prin emoție, prin gând, modelează creierul. Este prima oară când aflăm că noi ne putem modela creierul anatomic. Vedeți, toate structurile noastre sunt mai mult sau mai puțin cu un statut de fixitate. Ei bine, creierul nu. Aflăm acum că neuronii se pot reface, aflăm că există capacitate de neuroplasticitate în sensul de a se forma noi rețele, că fiecare gând, fiecare emoție își creează propria sa rețea neuronală și în funcție de interesele noastre, în funcție de capacitatea noastră de interpretare, de cultura noastră, dar mai ales, din păcate, de interese. De aceea oamenii sunt atât de contradictorii în materie de interpretare a lumii. Iată, o vedem și în zilele noastre. E bine, este extrem de important ceea ce gândim, având în vedere că noi ne modelăm și anatomic creierul în funcție de ceea ce gândim. Dacă lumea se află într-un impas imens, într-un impas spiritual, este pentru că noi trăim
în urmă cu 150 de ani. Suntem, avem întârziere în gândirea noastră, în modul nostru de a gândi și a simți lumea, 150 de ani. Vă imaginați unde suntem? Este ciudat că, deși avem deja să scriu cărți, există o întreagă mișcare spirituală și participat la Moscova, la ultimul congres, Revoluția Conștiinței, și care se înțează anual. Există o întreagă mișcare spirituală cu toate acestea. Pare-se că la nivel oficial este mai numai capabilă. Domină academismul, domină această concepție strict materialistă, reducționistă, care este nu este o realitate, este dincolo de realitatea noastră. O concepție fariseică, exact. Pentru că și Hristos îi acuza pe farisei că sunt utilizatorii cuvintelor și conceptelor moarte, că au pierdut sensul vital al comunicării. Academicienii să nu se supere chiar toți pe noi, dar filozofia după care se diriguiesc, dacă vreți, marile minți ale academiilor din lume, rămâne o filozofie depășită. Nu, dar trebuie să spunem două lucruri, că realitatea așa cum o vedem la nivel material este o realitate dincolo de molecule, este stratul superficial, este real ceea ce vedem noi. Nu putem să spunem că realitatea în fața asta nu este. Dar dincolo, aici este povestea, să admitem dincolo, corpul subtil, dublura informațională energetică a tuturor lucrurilor din lume, nu numai a noastră, oameni, ci dincolo. Și să admitem că acolo există un ocean de lumină, este o interconexiune a tuturor lucrurilor, o interdependență, că nimeni dintre noi nu este rezultatul numai al sine, ci este, noi suntem rezultatul. Și aceea ce ne precede, după cum cei care ne succed, sunt o parte din noi. Cu alte cuvinte, noi suntem și voința noastră, suntem un amestec dintre natură și cultură, dar dincolo de asta suntem într-o perfectă interconexiune. Ori societatea materialistă, concretă, această știință care domină lumea de 150 de ani, ne-a văzut în sensul fizic intonin despărțit. Și atunci avem mai multe partide, mai multe idei, fiecare gândește în felul lui, între mine și semenii mei nu este nicio obligație, în ciuda faptului că Iisus ne-a spus cu totul altceva, eu văd mai degrabă partea rea a celor din mine. Și iată ce se întâmplă în societate, în lume. Nu numai în lumea asta, în lumea de pretutindeni, această concepție a separației, a disensiune dintre oameni, care este total falsă. Intimitatea materială, că toți suntem interdependenți, conectați într-un ocean de lumină, pentru că noi toți suntem lumină. În tangoul acesta spirito-material va trebui să ne mai separăm și noi un pic, cu o pauză de publicitate de toți cei care ne privesc, dar asta nu este decât o iluzie a distanțării noastre, pentru că nu facem altceva decât să dispărem un pic pentru a părea mai luminoși după publicitate. Venit, ne cuprinde pe toți o nostalgie a întregului între separatism și integralism. Până la urmă s-a dus, cred, dintotdeauna bătălia marilor spirite. Unii care au spus că până la urmă cu toții formăm întregul și că întregul nici nu este o entitate de sine sătătoare, ci suma tuturor micilor adevăruri ale fiecărui individ în parte, și există doctrinele separatiste, clasele, rasele, categoriile sociale și așa mai departe. Domn profesor, am văzut un documentar pe care îl recomand cu căldură tuturor, este un documentar care îți lasă fioreci pe șira spinării, de aceea îl recomand cu căldură, tocmai pentru a se contrabalansa, se numește Technocalypse. Este un documentar cutremurător care pe sau în baza arhivelor desecretizate până în anii 70 asupra cercetărilor teribile care s-au făcut asupra creierului uman, asupra interferențelor informaționale de la celulă până la expresia asta în materie, a ajuns să postuleze niște concepte care devin, din perspectiva mea, mai îngrozitoare chiar decât totalitarismul sau autoritarismul sau tirania biologică. Conceptul post-biologic, conceptul transumanic, o mixtură între inteligența artificială și inteligența biologică. Noi vorbim de ceva vreme despre, hai să zicem, amenințarea chipurilor. De hibrizi umani, da. De acești cyborgi umani. Da. Visul dintotdeauna al faraonului, probabil, dacă admitem că miturile sumeriene rămân valabile cu teoria anunachilor, care au încercat să colonizeze aici o forță de muncă perfectă, care să le înlocuiască lor efortul fizic, visul dintotdeauna a fost, și asta s-a observat, până la urmă, în diferite regimuri politice, de a transforma omul liber într-o mașină de muncit. Până la urmă, comunismul nici n-a fost altceva decât o uriașă dictatură a dezvoltării. Da. Noi toți în comunism eram
obligați de un format, să stăm cu toții în același bloc, să avem cu toții aceeași uniformă, să ne bucurăm cu toții de aceleași lucruri, să ne întristăm de aceleași lucruri. Iată, în Coreea de Nord a fost o dovadă clară la mormântări, la funeralele, poate ultimului dintre marii faraoni ai pământului, s-a văzut ce înseamnă robotizarea mentală. Dar, domn profesor, ne pândește un pericol și mai mare, o robotizare fizică. În momentul în care oamenii de știință au reușit pe suprafața unui chip foarte mic să creeze un tipar, un pattern care poate înlocui prin absorție tiparul nostru biologic și noi îngurgitând, dacă vreți, această informație artificială, ne transformăm în niște zombi perfecți în scurt timp. Seducția tehnologică astăzi este imensă. Gândiți-vă că tinerii noștri sunt nebuniți după toate gadgeturile care vin, de la tablete, smartphone-uri, iPhone-uri. Second Life-ul, domn profesor, reprezintă poate cea mai mare încercare a inteligenței noastre biologice de a fi păcălită? Deci te-ai spus că toate marile descoperiri au conținut în sine un da și un nu, un plus și un minus. Remarcăm că cu același cuțin noi putem tăia și pâinea, putem și ucide. Deci ideea de a se completa o serie întreagă de funcții biologice prin sisteme tehnice, ca intenție nu este rea dacă ea se reduce la protejarea unor funcții care sunt deficitare. De pildă, aparatul de auzit. Se pune problema posibilitatea unor retine artificiale pentru vedere. Brațe, membre, picioare. Atâta vreme cât asta o limităm la nevoile umane stricte și nu afectăm personalitatea umană, nu vrem să facem din oameni niște sclavi, niște roboți la dispoziția unor inși care se cheamă putere, deja atunci s-ar transforma în contrariul lor. Vedeți? Eu cred că lumea viitoare va fi o lume spirituală. Eu aș completa ideea lui Maroc că secolul 21 va fi ora al religiilor. Nu, eu spun, secolul 21 va fi ora spiritualității. Ori nu. Pentru că spiritualitatea nu are limite. Spiritualitatea înseamnă semnificație. Înseamnă utilizarea oricărui gest uman în folosul celorlalți. Atâta vreme cât știm astăzi că în profunzimea materiei noi suntem toți interconectați, că pe noi ne leagă un ocean de lumină, pentru că toți suntem fotoni, toți suntem construiți din lumină și că viața noastră nu are decât sensul de a ne mări, de a crește această lumină, cum spune Blaga, nu, eu nu distrug corola de minunea lumii, ci cu lumina vreau să sporesc lumina ei, ceea ce exact ăsta este sensul vieții, sensul existenței noastre. E bine, eu sper în această epocă în care ceea ce spuneți dumneavoastră într-adevăr, care ar fi o evoluție, un viitor de groază, sper că acest lucru să nu se întâmple, pentru că cel, omul de știință este, va fi, sper eu, cel care are o spiritualitate cu semnificația a originii noastre, a lucrurilor de dincolo de noi, a existenței unei conștiințe supreme, conștiința divină, grație căreia suntem aici. Și cred că lumea viitoare nu va mai avea voie să facă asta. Pentru că dacă nu avem un cod internațional al omului de știință, care nu trebuie să accepte nimic în cercetările lui care poate să aibă o finalitate negativă pentru semeni, de-abia atunci eu cred că vom avea acest cod și omenirea va fi alta. Ce mă înspăimântă pe mine, domn profesor, sunt trei direcții. Una dintre ele, și poate cea mai grea în analiza mea, este teoria lui René Guénon, că noi, de fapt, în evoluția timpului, nu evoluăm din punct de vedere spiritual, ci involuăm. De la lumina cunoașterii din antichitate până la obscurantismul epocilor moderne, e o diferență uriașă. Noi involuăm din antichitate către un ev mediu, involuăm de la evul mediu către societatea burgheză, dacă vreți, involuăm de la societatea burgheză la o societate sclavagist centralizată și când totul pare că de aici ar trebui să revină, iată că noi, după 1989, în loc să evoluăm, și noi, aici mă refer la un exemplu al propriului nostru popor, la propriile noastre nații, noi în loc să evoluăm împreună într-un concept unitar, spiritual, așa cum îl spuneți dumneavoastră, din 89, noi ne-am prăbușit într-o decadență și mai mare. Și atunci, dacă teoria lui Guénon este valabilă, că în afara mântuirii, în ciclicitatea asta repetitivă, noi de fapt involuăm cu fiecare generație, mă poate duce cu gândul că seduși de shortcut-ul ăsta al eficienței, coabitării cu o inteligență artificială ne va face să ne pierdem sufletul.
Înțeleg asta. Foarte bine ce spuneți. Asta, dar... e o direcție. Da. Iar a doua, sunt trei, bă, le spun pe scurt. A doua, dacă admitem că totul se repetă, da, nimic nu se pierde, totul se transformă, au existat și alte civilizații, hai să spunem civilizația tehnologică atlantă, care s-a autodistrus tot prin folosirea, neînțelepte a unor puteri pe care n-a putut să le stăpânească. Să învățăm din fiecare experiență umană. Iar al treilea este faptul că ceea ce nouă astăzi ni se pare un avânt tehnologic deosebit și un pionierat al cunoașterii, instituții de putere din Statele Unite, din fosta Uniune Sovietică, din China și din Japonia, le experimentau deja în anii 50-60. Ca să dau doar un simplu exemplu, GPS-ul ăsta care ne rezolvă nouă problemele în trafic și iată cum un satelit ne spune nouă printr-o voce drăguță de doamnă sau de domn, cam pe unde suntem și pe unde o luăm, din moment ce noi civilii avem acces la el abia spre sfârșitul anilor 80-90 în lumea civilizată și după anii 2000 în estul Europei, în anii 50-60 armatele puternice le utilizau la o scară mult mai mare. Înțeleg perfect ce spuneți, dar eu cred că nu sunt de acord cu René Guénon, cu involuția spirituală, dar am și explicația de ce am evoluat așa, pentru că, pe măsură ce civilizația tehnologică a evoluat, noi am creat din ce în ce mai multe bunuri tehnologice, adică tehnologia ne-a pus la dispoziție din ce în ce mai multe bunuri. Radio, televiziune, telefonul mobil, etc., etc. În aceeași măsură a crescut și nevoia de aceste lucruri, nu? Voiam să le cumpăr, să le am, fiecare le-am dorit. Asta înseamnă că fiecare a început să concentreze ce să domine? Regele bani. Și atunci lumea, concentrându-se pe venitul material, a devenit ca preocupare obsedantă să obțină cât mai multe bunuri. Este exact momentul în care noi suntem. Banul este cel care dirigează întreaga lume și banul, în clipa de față, a ajuns în colapsul său. Incredibil! Cine și-a închipuit lucrul ăsta? Eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă masa de bani, să zicem, numai până în 88, era una care satisfăcea toată lumea, unde s-a epuizat? Că banul nu se mănâncă, banul e mai de schimb. De ce în clipa de față s-a dumneavoastră? N-avem bani, dar atunci era. Unde e aceeași masă de bani? Vreau să răspundă cineva. Această întrebare și-au pus-o și autoritățile Statelor Unite, observând că dispare dolarul cash. Chiar au și tipărit niște dolari cu o altfel de cerneală, tocmai pentru a le identifica bagnotele astea, unde se duc. Sau câteva miliarde de dolari sunt pe bagnotă roșie. Nu există în circulație această bagnotă. Unde sunt dolarii? S-a mințit. Hai să spunem pe aia dreaptă. S-a mințit, banii nu existau. Bun, s-au vândut iluzii. Mergem mai departe. S-a ajuns la colosul. Adică, vrând nevrând, orice intenție negativă ajunge în final să se devoaleze, să se prăbușească. În acest moment de prăbușire, care nu este numai unul al României, este al întregii lumi, trebuie să urmeze ceva. Eu cred că urmează un salt, un salt cuantic. Este vorba de un salt în conștiință, dar avem nevoie de o masă imensă de oameni să gândească la fel, pentru ca cei care gândesc opus nouă la nivelul banului, al regelui ban, să rămână minoritate. Atunci eu cred că omenirea va face un alt pas și sunt convins că acest lucru va veni. Așa cum în anii 77, când scriam la Inteligența Materiei, care a apărut evident în 81, intuiam că lucrurile astea se vor petrece. Citiți acolo, ediția 1, am spus textual, nu de o revoluție industrială avem nevoie, vă aduceți aminte, asta era sloganul, ci de o revoluție psihologică, în spirit. În conștiință. Da. În conștiință. Asta am spus-o în 77. Gândiți-vă că, așa cum am intuit lucrurile astea și nu-i singurul lucru intuit, eu cred foarte tare că va veni un moment, un val de spiritualitate, în care noi vom face un salt cuantic, dacă vreți, într-o altă dimensiune. Pentru că dincolo de noi este o rațiune, este o înțelepciune. Numai aici, în concepția noastră, în această realitate fizică, dată de modul nostru de a concepe lumea, de a vedea. Dați-vă seama că avem 150 de ani, cel puțin, în care gândim numai așa. Hristos a definit foarte frumos și foarte simplu și pe înțelesul fiecăruia dintre noi ce înseamnă conștiință. Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată tăria ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Noi încă nu suntem pe deplin conștienți că 1 plus 1 egală întotdeauna 1. Absolut. În cuplu. Că unul e în toate. În cuplu. Noi suntem unitatea lui 1, în frunză, într-un animal, într-o pasăre, într-un om. Noi suntem unul. Totul pleacă de la ce. Mi-aduc aminte de Grob, care ținea o conferință la Harvard și care vorbea de lucrul ăsta. A început să vorbească de frunze, de plante, în care noi suntem toate. Și unul spune, hei, sir, ai luat o razna, să-mi demonstrezi ce e aia că tu ești, că eu sunt într-o frunză. De unde mă vezi? Și a spus, da, în fizica cuantică, în profunzimea lucrurilor, acolo noi suntem această stare potențială. Doar conștiința cosmică este cea care vorbește prin creierul meu și mă aduce la realitatea asta. Acolo e numai unul, este cuanta. Ceea ce dumneavoastră
simțeați în deplinătate în anii 80, 70, 80 că fiecare element este însuflețit, adică absolut. Rezidă conștiință în mineral. Și electronul. Rezidă conștiință în vegetal. Absolut. Rezistă conștiință în de dimensiune animală, în regnul animal. Conștiința nu este doar un atribut al omului, acest animal vorbitor evoluat. Este sursa tuturor lucrurilor, asta trebuie să înțelegem. Și dacă am înțelege ceea ce spuneau și Sfinții Părinți, că este sursa și a lucrurilor care încă nu există, există, da. Adică există energii create, dar există, atenție, paradoxal, nu? Și energii necreate. Create, da. Stai latentă, care așteaptă să fie creat. Eu aș vrea să vă și propun... În sensul ăsta, noi suntem co-creatori. Vedeți? Ce lucru formidabil ce aflăm despre noi. Mie mi se pare după chipul și asemănarea creatorilor. Este fantastic, e superb să realizezi lucrul ăsta, că tu ești un co-creator alături de înalta conștiință cosmică, divinitate, a universului tău, a lumii. Deci, ce ne rămâne de făcut? Doar să gândim la lumea asta. E atât de simplu dacă cât am... Cât vom gândi mai mulți, cu atât vom crea această realitate, cum o numește, consensuală. O realitate consensuală. Și vedeți, de aici și rugăciunea. Efectul rugăciunii, efectul acestei gândiri. Că de asta am spus că trebuie să fie o masă critică. Dacă gândesc numai eu, numai dumneavoastră și încă 5 oameni, nu vom fi nimic. Dar o masă de oameni. Și poate că rostul emisiunii noastre și pentru asta chiar doresc să vă mulțumesc, pentru că faceți un serviciu imens umanității prin menținerea atenției lumii acestei spiritualități, a ceea ce trebuie, a acestei finalități, a locului către care toți trebuie să tindem în regatul spiritualității. Și eu cred că e și mai simplu. Noi nu mai trebuie să învățăm ceva, trebuie doar să ne reamintim, pentru că avem în ADN-ul nostru toată informația generațiilor trecute. Absolut. Noi moștenim de la tiparul divin și de la tiparul protopărinților noștri toate tiparele informaționale ale strămoșilor noștri de la Burebista, să spunem, pe spița neamului nostru până astăzi. Înainte să vă invit să urmărim împreună rubrica prietenului nostru comun Dragoș Dumitriu, ca să vă lansez o întrebare la care am să vă rog să ne gândim la răspunsul ei după ce ne întoarcem din rubrică și din publicitate. Cât ar fi de greu să înțelegem că dacă intenția noastră modelează gândul, gândul articulează vorba și toate astea, cum spunea Gandhi, așezate pe aceeași axă, generează realitatea vieții noastre, de ce nu am putea să înțelegem că pur și simplu intenția noastră cu privire la un semen de-al nostru, cu privire la decorul din jurul nostru, modifică profund, la nivel de stringuri, toată realitatea? Cu alte cuvinte, dacă eu privesc o floare mai mult de 20 de secunde, eu deja am interferat în câmpul ei informațional și o pot modifica în funcție de intenția cu care privesc această floare. Dacă am înțelege asta, ne-am construit propria lume. Am fi chiar liberi de a genera lucruri frumoase fără să ne mai condiționăm în raportul cauză-efect care ne mănâncă atâta timp. De asta și spus că nu poți să-ți mulci petalea unei flori fără să deranjezi o stea. Da. Superb. Ce frumos. Sau cum spune Dan Tudorescu din trupa Taxi, stelele care cad de pe un cer nu pierd, se mută pe un alt cer. Ce frumos. Da, superb, da. Dragoș Dumitriu, și revenim imediat. În cea de-a doua emisiune, în care vom pune la îndoială un pic tot ceea ce credem despre divinitate și despre relația divinității cu noi și cu tot ceea ce ne înconjoară, vom vorbi despre materie. Despre materie și suflet sau materie și inteligență. Ei bine, mă voi referi la alchimie. Această știință venită de undeva din negura Antichității egiptene, de altfel se pare că de acolo vine și numele adevărat alchimie, de la al-chem, chem fiind denumirea istorică a Egiptului, a pământului Egiptului, mai bine zis. E bine, alchimia, sau în traducere, arta egipteană, este o formă prin care savantul alchimist se adresează acestui suflet sau acestei inteligențe a materiei, acestui spirit al materiei. Un gânditor care a și plătit pentru ideea că materia ar avea spirit sau ar fi o formă a spiritului este Giordano Bruno. A plătit, spun, pentru că, așa cum se știe, pe 17 februarie 1600 el este ars pe rug pentru aceste idei legate de un panteism materialist, legate de prezența spiritului în materie și deci prezența lui Dumnezeu, până la urmă, în absolut tot ceea ce ne înconjoară.
Cum se pacă ideea că materia ar fi însuflețită, idee pe care o auzim în multe sisteme inițiatice, inclusiv în masonerie, cu faptul transmis prin Vechiul Testament că omul a fost creat din materie de Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a dat suflarea vieții. Deci această suflare a vieții, acest suflet, până la urmă, nu era prezent în materia din care a fost creat omul, ci a fost primit de la Dumnezeu. Ei bine, spun cum se împacă, pentru că dacă Dumnezeu este totul, atunci cum de El nu este și materie? Sau oare materia există în afara lui Dumnezeu? În religiile mai vechi există o situație similară, și anume zeul creator al religiei religiilor mesopotamiene, Marduk, creează omul din lut, din materie, dar adăugând sânge de demon, sângele demonului Kingu. Deci, iarăși adaugă ceva ceea ce materia nu posedă. Să fie materia o creație diferită, făcută în alt timp de către altcineva și care nu este stăpânită pe de-a întregul de cel care ne-a creat pe noi, în ajutorul teoriei noastre vine și creatorul, practic, al materialismului, al unui materialism însă cu totul și cu totul special, este vorba de Democrit. Știința lui, ca multe alte așa zise descoperiri ale Greciei antice, provine dintr-o sursă mult mai veche, și anume tot Egiptul. Așa cum găsim în scrierile lui Platon sau ale lui Herodot, învățătura greacă provine din această zonă misterioasă. Ei bine, Democrit spune că sufletul este constituit tot din atomi, dar niște atomi fini, netezi, rotunzi, aceasta este exprimarea lui, asemănător cu ai focului. Nu trebuie să mai spunem că focul este elementul care definește o altă creație, și anume îngerul căzut. Lucifer este îngerul focului și în toate mitologiile focul aparține acestei rase care există înainte și care va veni probabil după noi. Și totuși există o creație care își pune puternic amprenta pe omenire, venind tot din zona mitologiei grecești, și anume este vorba de Pandora. Pandora, care este darul tuturor zeilor, în traducere exactă, este creată din materie de un zeu, de zeul Hephaistos, mă rog. Zeii grecii antice, ca și zeii celorlalte religii panteiste, sunt considerate nu numai de religiile monoteiste actuale, dar și de cercetători ai religiilor din antichitate ca fiind demonii din ziua de astăzi, așa cum îi numim noi astăzi demoni. Există o aparentă diferență între materia organică și materia anorganică. Spun aparentă pentru că, în realitate, chiar experimentele științifice din ziua de astăzi contrazic existența acestei diferențe. Mai bine zis, prin implicarea unor alte elemente energetice, cum ar fi fulgerele, de exemplu, într-un experiment natural sau un experiment de laborator, materia anorganică se transformă în materie organică. Am vorbit de artă, am vorbit de materie. Două elemente care țin de viața noastră de zi cu zi, dar de fapt, iată, sunt elemente cheie pentru înțelegerea supranaturalului. Sunt elemente cheie pentru că, așa cum face tot ceea ce ține de supranatural, în loc să ne ofere răspunsuri pe baza a ceea ce credem și cunoaștem, nu ne fac decât să ne punem mai multe întrebări. Asta este, până la urmă, esența supranaturalului. Întrebare. Iată-ne din nou, așa de repede trece timpul și aproape când vine să-l țin aici pe domnul profesor Constantin Dulcan, pentru că
A trecut ceva, eu simt că abia acum vă bucurați pe deplin. Sincer, mă bucur. De faptul că tot ceea ce ați trăit în singurătatea și în solitudinea dumneavoastră a anilor, era foarte complicat în anii 80 să discutați cu cineva ceea ce astăzi nouă ni se pare la televizor o emisiune de... Era o nebunie a spiritului de om tânăr. De semidivertisment, cumva. Și totuși astăzi... Mă simt pe de intenție. Da. Cum modifică... Da. Mi-a spus că intenția dumneavoastră atunci, aici vreau să revin, în anii 70 ați avut intenția de a oferi lumii o altă cheie de a interpreta adevărul. Și iată că intenția dumneavoastră s-a concretizat în ăștia 20 și ceva de ani, 30 de ani și a devenit un predicat bun comun. Bun al tuturor, da, un lucru extraordinar. V-ați întrebat cum poate să modifice intenția mea un alt creier sau o altă ființă. E bine, gândul, conștiința mea este un câmp, un câmp de fotoni. Pentru că spuneam că substratul întregii materii și a universului este fotonul, lumina. E bine, fotonii noștri se inseră în fotonii ceilalți. În clipa în care eu gândesc, se trimite instantaneu și energia care modelează gândul meu în forma pe care o trimit. Mă gândesc bine la un om, la univers, la omenire. Atunci, creierul se modifică în sensul ăsta. Circuitele care prelucrează informația pozitivă, preiau informația și pur și simplu acel om începe să gândească altfel. Uitați-vă la modificarea mentalității lumii. Nu este aceeași. În fiecare moment istoric este o altă mentalitate. Ce înseamnă asta? Că de fapt mentalitatea este totalitatea gândurilor care se emit în spațiu. Aceste gânduri sunt, dacă vreți, creează o structură. Mai mult, modifică corpul nostru subtil. Spuneam că noi avem un corp fizic și un corp subtil, un corp de lumină. E bine, acest corp de lumină este sensibil la gândurile noastre. Reacționează instantaneu la orice gând. De aceea este extrem de important ca noi să ne controlăm gândurile. Noi credeam până acum că pot să mă cer cu vecinul meu, pot să urăsc toată lumea și să fim sănătoși și să ne meargă bine. E bine, nu. E bine, nu. Dacă vrei să-ți vindeci o boală, mai întâi împacă-te cu vecinul tău, împacă-te cu lumea. Pentru că asta ne învață Iisus, iertarea modifică modelul patologic al bolii din areneul meu. Ori atâta vreme cât eu țin încrâncenat dorința de răzbunare, de furie, de ură contra semenului meu, indiferent cine ar fi el, ignorând că noi suntem frați și suntem aceeași materie, constituim aceeași lume, e bine, în clipa aia, în sufletul meu se creează numai contrarietăți, pur și simplu blocaje ale vindecării bolii noastre. Se blochează, se modifică chimia noastră, se modifică rețelele noastre neuronale, se modifică resursele mele. Spuneam că 5 minute de furie sau de ură contra cuiva blochează sistemul imunitar circa 5-6 ore. Și asta s-a făcut în testări de imunoglobuline. Un om se înfurie, se ia sânge, se vede care este titlul imunoglobuline. Să vedem că astea se scade titlul lor, deci cantitatea din sânge, pentru câteva ore până când le se refac. În clipa de față este un domeniu numit neuropsihoimunologie. Se știe clar că în funcție de ceea ce gândim, cred cu creierul nostru, sistemul nostru imunitar, dacă gândirea este negativă, cu resentimente, cu emoție negativă, pur și simplu, celulele sistemului imunitar care au datoria să baleze sângele în permanență și toate celulele să ne purifice de resturi și de orice factor care ne îmbolnăvesc, bine, se imobilizează pe peretele vasului. Nu mai funcționează. Deci noi suntem vulnerabili ore întregi după o astfel de gândire, după un moment în care noi credem că ne-am răcorit certându-ne cu vecinul, certându-ne cu un om pe stradă și așa mai departe. Societatea noastră nu ține seama de aceste lucruri și din acest motiv suntem aici. Nu e vina numai a politicienilor, este vina tuturor cum gândim. Fiecare dintre noi trebuie să ne transformăm. Ce frumos spune Iisus că nu ceea ce ți intră în gură te spurcă, ci mult mai degrabă ceea ce ți iese din gură. Iese din gură? Sigur că da, fără îndoială. Deci este extrem de important ca fiecare din noi, acolo unde se află, să înceapă să gândească în sensul fundamental. Deci, la baza universului se află o lege fundamentală morală. Universul a fost constituit pe o lege morală. Atâta vreme cât noi nu respectăm această lege morală, pe care Iisus ne-a spus-o atât de frumos, atât de clar, și gândim numai rău la adresa semenului nostru, gândim cum să-l păcălim, cum să-l mințim, cum să-l jefuim, cum să-l furăm, n-avem nicio șansă de evoluție. Putem să schimbăm 1000 de guverne, 1000 de partide, 1000 de politicieni, atâta vreme cât acel politician nu e un om luminat și nu pleacă lumina de la el până la ultimul om din comunitatea respectivă, n-avem nicio șansă să funcționăm. Păi ce frumos a spus în înțelepciunea lui, poate un țăran român, că peștele de la cap se împute, pentru că atunci când își pierd lumina, cei care sunt meniți să călăuzească, adică creierele, capetele nației, când își pierd lumina, difuzează, evident, imediat întuneric. Evident și că da. Pe structura asta piramidală până la baza societății. Și atunci un politician corupt
este suficient, îi trebuie un timp nu foarte îndelungat ca să corupă întreg poporul. Pentru că această, iar dau un exemplu intern nou, pentru că e ușor să-l dimensionăm. O clasă coruptă a anilor 90 a făcut ca aproape întreaga populație să se corupă în anii 2000. Dacă n-ar fi fost această criză pe care eu o consider, din punct de vedere spiritual, benefică, pentru că ne atrage atenția că ne aflam pe un drum greșit, ca orice fel de boală, boală prieten. Categoric asta e. Bă, te doare ficățelul, dar e mai bine să te doară decât să nu te mai doară nimic, niciodată. Că te vei ocupa de el să-l vindeci. Că sigur, ți-a atras atenția și intenția ta se îndreaptă asupra vindecării organice. Sigur că da. Domn profesor, dar ce facem cu această libertate, cu acest liber arbitru care ne situează pe noi în două tabere? Unii care sunt definiți de ceea ce știu, iar alții care sunt definiți de ceea ce fac cu ceea ce știu. Oamenii politici nu sunt niște proști. Puterea, per ansamblul ei, este constituită din indivizi care știu. Cu siguranță știu. Dar îi definește și ceea ce fac cu ceea ce știu. Și așa a apărut manipularea, așa a apărut dezinformarea, așa au apărut agresiunile infoenergetice. Pentru că niște oameni care știu, dar care nu au caracterul și sentimentul integralismului, a unicității noastre ca ființă, cei care încă trăiesc în doctrina asta separatismului, eu sunt deștept și bogat, tu ești prost și sclav, oamenii aceștia care știu s-au chinuit poate vreme de câteva mii de ani, 6.000 de ani după unii, să ne țină pe ceilalți într-o ignoranță dulce care să ne facă capabili să muncim, să fim sclavi fără să emitem pretenții. Poate de aceea Hristos spune căutați adevărul și el vă va face liber. Pentru că în absența acestui adevăr, a naturii noastre divine, profunde, noi nu suntem liberi. Suntem sclavii altora, sclavii faraonului. Păi ce, e altceva astăzi, trăim altceva cum ceea ce s-a întâmplat cu ieșirea poporului Israel de sub robia egipteană? Suntem tot sub o robie, exact, din care trebuie să ieșim neapărat pentru a reconstrui o altă lume. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte adevărat, încă, deocamdată, noi suntem sub imperiul răului. Nu e important ceea ce știi, important e ceea ce faci. Degeaba știi dacă nu faci. Dacă nu aplici ceea ce cunoști, ești fariseu, ești fals, ești ce vrei, dar nu ești acolo unde trebuie să fii. Nu ești un înțelept, pentru că înțelepciunea înseamnă finalitatea pozitivă dată inteligenței. Dumneavoastră mi-ați vorbit de oameni doar inteligenți, dar nu și înțelepți. Înțelept este momentul, omul în care își folosește inteligența în sensul pozitiv, adică al binele tuturor, nu numai al sine, al său și al celor câțiva din jurul său sau al clientelei lui. Deocamdată omenirea se află sub acest imperiu al răului, al banului și opinia mea este că nu avem nicio șansă dacă continuăm așa, atâta vreme când nu vom înțelege că fundamental noi suntem cu toții frați, așa cum ne-a spus Iisus, și că trebuie să-L tratăm pe fiecare dintre cei din aproape, dintre apropiații noștri. Dacă nu-i tratăm ca pe frați, nu avem nicio șansă de evoluție și lumea se va prăbuși. Nu poate continua așa. În clipa de față sunt adunate atâtea contradicții, atâtea dificultăți de redresare omenirii. Mie îmi vine să zâmbesc când aud că se iau nu știu ce măsuri, se reduc acolo, se fac asta. Nu! Astea sunt măsuri absolut paliative, sunt niște mici lucruri, niște lipici, dacă vreți, de proastă calitate, care nu duce nicăieri. Omenirea a apucat pe acest drum, cum spuneți dumneavoastră, al colapsului, și ori ne schimbăm fundamental modul de a gândi, ori pierim. Ați văzut de 2012. Asta înseamnă 2012. Și cred foarte tare, apropo, de întrebarea noastră mi-am pus-o și eu și nu numai. Eu ne punem cu toții ce trebuie făcut. Mi-e greu să cred că dintr-o dată omenirea va avea un val de reconversie la bine, la spiritualitate. Așa, din senin. Cred că timpul ce vine, constelația cosmică în care ne vom afla în curând, va modifica modul de gândire schimbând frecvența pe care tot ceea ce este viu se va încadra într-o nouă frecvență. Cum spune Braden, el vorbește despre această frecvență cristică. Adică revenirea, dacă vreți, a lui Crista, a lui Iisus, în sensul învățăturii lui. Schimbarea frecvenței, schimbarea modalității de a gândi în sensul binelui, în sensul moralei, care fundamentează universul. În altfel, n-avem șanse. Vedeți din această perspectivă cât de actuală este povața Sfinților Părinți de a ne coborâ mintea în inimă și de a gândi de acolo? Exact. Adică este tot o... acolo emoția. Acolo, de fapt, și prin emoție comunicăm cu universul, în primul rând, nu prin rațiune. E tot o teorie a câmpurilor unificate. Absolut. Pentru că un câmp mental nedublat
de un câmp sufletesc. Da, forța, forța câmpului emotiv emis de inimă este de 5.000 de ori mai mare. Pentru că noi uităm, sau poate n-am învățat niciodată, că în lichidul amniotic, acolo, în intrauterin, primul organ care se formează în burticica mamei este inima. Da, da. De acolo pleacă tot. 21 de zi avem inimă, toate ființele. De acolo pleacă. La 21 de zi. 21 de zi. Creierul de-abia după 3 luni. Avem inima, poate că 21 de grame cântărește sufletul nostru, conform filmului acela pe care cu siguranță l-ați văzut. Și atunci vedeți că creștinismul dintotdeauna a fost o știință superioară altor științe, pentru că vorbea despre lumină, despre inimă, despre rugăciunea din suflet. Despre ceea ce fizica cuantică acum vine și confirmă lucruri pe care cu 2000 de ani înainte predecesorii noștri le știau și le înțelegeau foarte bine ca și concepte. Ne-au trebuit 2000 de ani ca să înțelegem că nu sunt doar vorbe, cum credeau fariseii. Asta spune Iisus. Vor trece 1000 de ani și încă 1000 de ani până când cuvintele mele vor fi înțelese. Iată momentul. Este un lucru extraordinar. Și știm, rugăciunea care nu pleacă din inimă are puține șanse să se realizeze. Mai lucru extraordinar, apropo de intenție, să avem dovezi concrete făcute în spitale universitare că rugăciunea unui grup de oameni are efect de vindecare de două ori mai repede la aceeași medicație, oamenii la spra care se roagă cineva și prin diferențe de martorii care evident urmează tratamentul ca și al celorlalți, dar timpul de vindecare, de pildă, cardiaci, timpul de vindecare a unei afecțiuni este la jumătate redus la cei pentru care se roagă cineva față de cei față de care nu se roagă nimeni. Mai mult, am văzut că în Anglia s-a luat decizia să se facă grupuri de oameni care se roagă pe lângă spitale pentru cei care sunt în suferință. Mi se pare un lucru extraordinar. Deci, revin, aceste experiențe nu sunt niște lucruri făcute periferic undeva de niște amatori, ci pur și simplu sunt făcute de oameni de știință. Ziarele, revistele lor științifice publică lucrul ăsta. Aș vrea să trăiesc ziua în care revista de știință, de medicină în România publică efectul rugăciunii. Asta vreau să vă întreb, domnul profesor. Când se va studia holistic? Nu știu de ce suntem în urma lumii, dar mereu tot în urma lumii. Când se va studia holistic? Când se va studia integralist? În facultăți, în școli, la grădinițe? Când ați spus foarte bine și cred că ați fost foarte diplomat și elegant spunând că suntem în urmă cu 150 de ani. Când vom înțelege și noi că totuși facem parte dintr-o singură familie și familia aia se numește umanitate? Exact. Și dacă niște semeni de-ai noștri, așa cum informația se află într-o singură celulă, dacă există semeni de-ai noștri care au ajuns la un nivel de cunoaștere, de ce să nu primim și noi această fuziune de cunoaștere ca să ardem etapele repetării la nesfârșit a unor erori ciclice? Vom ajunge, dar mai târziu întotdeauna și ne vom mira ce grozav sunt alții. Dar nu și cumva ne împiedică această clasă politică retrogradă? Există un război între progresiști și retrograzi întotdeauna, dar vedeți că astăzi, și mai ales în România, se observă. Domnule, poporul astăzi are o vibrație superioară clasei conducătoare. Asta cred că este marele colaps al sistemului politic, este faptul că politicienii nu au înțeles că cei pe care alminteri altădată îi păcăleau foarte ușor, astăzi sunt mai deștepți ca ei. Și iată cum se vede atât de clar astăzi, prin opțiunile exprimate de niște oameni care uimesc, pur și simplu, opțiuni spirituale, am rămas uimit. Da, pe mine m-a emoționat aproape până la lacrimi un slogan care spunea așa: nu vreau bani, nu vreau pensie, nu vreau nimic, eu vreau să fiu iubit. Superb, extraordinar. E o cerință absolut, în fața căreia clasa politică nu are răspuns. Pentru că ea nu iubește. Clasa politică e un popor separat de poporul pe care îl conduce, din păcate. Și atunci iubirea este un concept care îi sperie foarte tare. Eu am stat de vorbă cu niște politicieni și le-am spus mai de mult: domnule, de ce nu vă iubiți cei care v-au trimis acolo? Și ei se uitau la mine ca la un dobitoc și spuneau: domnule, dar eu nu trebuie să iubesc, eu trebuie să le satisfac lor cerințele și necesitățile din datorie, nu din iubire. Că eu nu-mi iubesc decât nevasta, mi-a zis un politician, și familia mea. Eu nu pot să te iubesc pe tine, mi-a zis omul respectiv. Bine, asta e ignoranță. Dar mai e un lucru. Ați dorit de clasa politică. Păi există anumite interese care mențin o concepție materialistă, mecanicistă, ireală despre omenire, pentru că în numele ei doar pot să mai facă războaie, pot să facă din unii stăpâni și alții sclavi, colonii, statut de colonii. Ei, până când, la nivelul ăla, mai sus de noi, lucrurile nu se vor redresa, noi avem puține șanse. Dar ceea ce facem noi în clipa de față, mi se pare un act de mare curaj. E un act de mare curaj. Noi, în clipa de față, suntem în acel moment în care, iată, îl visăm, îl așteptăm de 2000 de ani.
ca oamenii să se trezească în sfârșit că el este, are un statut spiritual, un statut moral, că oamenii țin de un univers care la rândul lui a avut o intenție, că viața are un sens. Toată filozofia occidentală din ultimele zeci de ani este o filozofie care l-a denudat, l-a golit pe om de sens, și acesta este mare rău pe care l-a făcut omenirii. În clipa de față în care spui că omul este doar un animal întâmplător, creat de natură și poți să-l ucizi, poți să faci ce vrei cu el, astea, nu, de ce ne mirăm că am ajuns la... Dar Occidentul a devenit conștient de această iluzie în care a căzut singur? Vreau să vă spun că acolo există o clasă întreagă de oameni, este o mișcare spirituală extraordinară și vă citez în nume. V-am spus că sunt congrese deja în lume, ce până la Grove, Russell și atâția alții. Erwin Laszlo, care scrie splendid despre lucrurile astea. Numai că ei nu sunt cei care dau nota științei. Ei sunt partea a doua, secundară. Nota științei o dau cei care au puterea și banii. Pentru că, vedeți, de aici este dependența omului de știință, pentru că el subvenționează cel care spune, asta cercetez. Sunt exemple foarte concrete. Albert Popp, de pildă, când a descris structura fotonică, faptul că noi emitem fotoni, emitem lumină, i-au retras toate fondurile de cercetare. Pentru că nu asta ne interesează pe noi. Adică el vorbea deja de corpul nostru de lumină, corpul subtil, fiecare dintre noi emite în celulele noastre lumină, că există, deci, dincolo de noi, această solidaritate, această, dacă vreți, comuniune în lumină. Și, evident, academiile, societățile care aveau cu totul altceva în mintea lor, spune, unde te trezești? Am fost uimit că nu numai în comunism nu ni s-a interzis să ne ocupăm de lucrurile spirituale. Iată că și în lumea capitalistă lucrurile s-a petrecut la fel. Oh, dar în Franța cea mult... Adică să înțelegem bine că nu toate tarele noastre au fost numai ale noastre. Să vă spun ceva, în Franța cea mult trâmbițată ca fiind totuși un mare filon de cultură europeană, academicianul Antoine Fevre, aici acum la pensie pot să-l dau un vileag, poate cel mai mare exeget al ezoterismului occidental european, nu avea voie să spună despre sine că ar fi un inițiat sau că ar fi studiat de din lăuntru anumite doctrine pe care el le prezenta în cărțile sale, pentru că în momentul în care Academia franceză l-ar fi considerat un iluminat, între ghilimele de rigoare, l-ar fi dat afară de la Academie. Termenul de iluminat pentru academicienii francezi și astăzi este sinonim cu truliluli, cu gărgăuni în cap, adică băiatul nu e prea sănătos, așa e, un excentric. Academicianul trebuie să fie un constipat, cu hemoroizi, rigid, cu privirea piezisă așa și foarte plin de propria lui valoare academică și care să repete la nesfârșit o sumă de truisme. Ei, vedeți, ei ne-au condus și încă ne conduc. Așa s-a întâmplat cu Jacques Benvenist. L-am cunoscut la Roma la un congres. El a făcut cercetări laborator în care a demonstrat realitatea fizică reală a homeopatiei, de pildă. Au avut niște lucruri, niște experiențe extraordinare. A luat, de pildă, câmpul electromagnetic al unei substanțe medicamentoase și l-a pus pe un CD. Frecvența respectivă a transferat-o la Chicago, astfel unei substanțe, astfel unui bolnav, de pildă, un tonic cardiac. I se ia frecvența, se emite în laboratorul de la Chicago, este un, inima, cordul unui șoarece, și se aplică tonic cardiac asupra cordului. Și se vede care efecte, pur și simplu, numai la nivel de semnal. De semnal electric. Electric, care este un lucru extraordinar. Vede, toate lucrurile astea au deranjat teribil Academia și oamenii. I s-au negat toate lucrările. Am stat de vorbă cu el. În clipa în care vii înaintea timpului tău cu lucruri care anticipează cu mult prea mult ceea ce oamenii veacului tău sunt convinși că ăla e singurul adevăr, în clipa aia deranjezi. Dar asta este, dar vezi istoria tuturor descoperirilor. Ce ciudat, Dobrostor, că binefăcătorii umanității au fost întotdeauna primii sacrificați. Absolut. Cum ne explicăm acest paradox? Și primii sfinți, domnul Oreste, n-au fost uciși. Dar însuși Mântuitorul, adică însuși cel care Iisus vine să ne dezlege, o sfârșește pe cruce, cum o sfârșește. E trist pentru omenire că întotdeauna adevărul o deranjează. E foarte trist. Și că totdeauna pentru susținerea, impunerea adevărului au trebuit un sacrificiu. Dar probabil că asta e legea pe care noi nu o înțelegem. Da, pentru că și Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale se adresează, sau mă rog, desenează, cartografiază un război nevăzut între stăpânitorii acestei lumi și fiii lui Dumnezeu, pentru că stăpânitorii acestei lumi sunt fiii întunericului, sunt cei care își refuză această lumină fotonică care ne unește pe toți. Pentru că dacă am admite că lumina ne integrează pe toți într-un singur concept, n-ar mai exista întuneric. Și atunci exact. Întunericul este doar, el, prin absența luminii, poate crea separatism între noi.
Vedeți, aici vine gusturile diferite. Unii optează, unora le place lumina, dar altora întunericul. Din păcate. Bine, întunericul în sens figurativ, pentru că... Nu, întunericul bine, sufletului, nu întunericul sufletului, fizic. Evident, am și spus, în sens metafizic, nu fizic. Dar, din păcate, deocamdată, istoria omului s-a înscris între bine și rău și văd că mai avem încă mult până ajunge la bine. Credeți că suntem la nivel de umanitate cu toți în așteptarea lui acelei de-a doua veniri mesianice? Categoric. Categoric. Nu numai că vreau să cred, sunt ferm convins de acest adevăr. Pentru că întotdeauna, între lumină și întuneric, lumina a învins. Da. Nu poate, nu e posibil. Sau întunericul n-a biruit-o, ca să fii mai precis. Să-i dăm și lui. Astăzi, probabil că noi ne evoluăm cu toții în același sens și în același timp. Sunt mai multe cercuri de evoluție. Noi românii suntem un pic înapoiați pe spirala asta evolutivă din punct de vedere material. Și, dar nu și spiritual. Nu, asta vreau să spun. Deci noi din punct de vedere material sau al confortului mamonic ăsta, fetișul banului și așa mai departe, nu suntem în raport cu celelalte țări. Dar ceva legat de filonul nostru tradițional de lumină, sigur, de credință, de raport. Dom'le, încă a rămas. Dar mie mi-e tare, mi-e teamă că această raportare de bun simț a omului la pământ, a omului la natură, a omului la semenul său. Adică haide, domne, moștenirea aia pe care o primeam de la bunicii noștri de la țară. Exact. Au dispărut bunicii de la țară, a dispărut satul românesc, a dispărut conceptul ăsta șamanic. Și ritualurile noastre tradiționale aveau un sens? Comuniunea omului cu pământul său, cu leguma sa, cu planta sa, cu animalul său, cu vecinul său de sat sau cu vecinul său de lume. Astea au fost neantizate cumva de o epocă postmodernă, în care ne-am însingurat. Asta este un paradox îngrozitor. Cu cât suntem mai mulți, cu atât suntem mai singuri. Și cu cât avem mai mult, cu atât ne simțim mai goi. Și cu cât ne îmbuibăm cu mâncăruri, cu atât ni se face și mai multă foame. Și cu cât intrăm în suma vicilor noastre, mai achiziționăm și alte vicii, adică banul la ban trage păduchele la păduc. Că multă înseamnă mereu mai mult. Da, și dușmanul binelui nu este răul, ci prea binele, probabil. Da, da. Dar astăzi părem că ne-am aruncat pe acest tobogan abisal și că doar ceva foarte dur, doar ceva care să ne trezească conștiințele mai mult orodată ne-ar mai putea opri de pe tăvălugul ăsta al pieirii în care ne aflăm. Eu vreau să spun că și eu am fost cumva sceptic, dar am stat de vorbă și chiar foarte curând cu mai mulți tineri și am fost uimit de modul cum gândeau. Am văzut pe niște copii care ni se luau interviuri, am văzut cum gândeau acei copii și vă spun, mi-a crescut inima de bucurie, înțelegând că totuși acest neam, acest popor, are mari rezerve. Noi avem în mințele tineretului nostru mari rezerve, avem tezaure care sunt ferm convins că vor fi foarte curând folosite. Deja încep să se exprime și lucrul ăsta mi se pare extraordinar de promițător. Așa cum portughezii și-au consacrat țara Fecioarei Maria, domn profesor, noi de ce nu ne putem consacra țara noastră? Că o avem, uite, și părintele Arsenie Boca a știut asta, și părintele Arsenie Papacio, și părintele Cleopa, și marii duhovnici ai neamului ăsta au știut că taina noastră sau taina supraviețuirii noastre istorice aici e la întâlnirea unor egouri foarte mari. Adică noi suntem... Intersecția tuturor relelor. Nuca, tuturor relelor. Suntem pietricica din cizmele marilor stăpânitori ai lumii. Ceea ce ne-a ținut a fost Hristosul nostru lăuntric. Absolut. Faptul că noi am fost un popor al lui Hristos. Credeți că am mai putea, la nivel de nație, să ne întoarcem față către față cu Hristos și să mai lăsăm iluzia asta mamonică, consumismul ăsta teribil, înstrăinarea asta, depersonalizarea asta în care epoca modernă ne-a dus? Sau poate că Lenin avea dreptate, imperialismul până la urmă a distrus și capitalismul. Da. Eu cred că avem resurse, eu cred că avem rezerve în sensul ăsta, dar probabil că va trebui și biserica să facă un pas către spiritualitate și spiritualitatea către biserică. Cred că undeva trebuie să se întâlnească la mijloc, pentru că în mod cert, iată, științele au dovedit nu că desfințează ideea de religie, ideea cristică, ci dimpotrivă. O demonstrează, o susțin cu argumente forte în clipa de față și l-am amintit deja în începutul discuției noastre. Deci eu cred că noi ne putem întâlni pe un teren comun și credința în Iisus, în Dumnezeu, și avem dovezi concrete, iată, fizica cuantică este un argument, și, de asemenea, spiritualitatea care ne îndepărtează de ideea de castă, de grup închis.
trebuie să admitem că, indiferent de legea în care facem parte, suntem cu toții fii ai acelui stat. Deci, în loc să spune știință sau religie, a venit vremea să spune știință asta și cred, religie. Absolut. Eu cred că acesta este momentul în care, pe care omenirea l-așteaptă și care va aduce realmente, să spunem, fericirea. Poate că e prea mult spus, dar sensul. Omenirea își va găsi sensul. Fără asta nu avem șanse de evoluție. Da. Ne vom opri. Pe cât de simplu pare, pe atât e de greu să trecem de la sau la și. Întotdeauna drumurile cele mai complicate sunt alea, da, sunt alea simple. Da. Luăm ultima pauză de publicitate, după care revenim pentru a închide această minunată emisiune datorită domnului profesor. Revenit, dați-mi voie să profit de faptul că este și domn profesor aici, să vă reamintesc că mâine, la orele 14, la sala Dales a Universității București, de lângă Intercontinental, va avea loc o conferință foarte interesantă la care participă și domn profesor Dumitru Constantin Dulcan, dar și Michael Lightman, cu o intervenție directă de la Ierusalim. Tema discuției va fi legată evident de 2012 și despre premizele repetării unor mari catastrofe din istoria umanității în acest an, considerat de unii fatidic, de alții așteptat ca moment al unui alt început, al unei noi paradigme a umanității. Așadar, nu uitați, intrarea este liberă, se face începând cu orele 13:30, pentru că fix la ora 14 Michael Lightman, controversatul și celebrul cabalist de la Ierusalim, va intra în direct cu sala. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Domn profesor, pentru final rămâne întrebarea veche de când lumea, Quo vadis, Domine? Ce se întâmplă cu noi, domn profesor? Eu sunt optimist și sunt ferm convins că mergem către găsirea propriului sens pe care l-am rătăcit de cel puțin 100 de ani. În clipa în care noi ne-am despărțit de sursă, de divinitate. În clipa în care noi, prin curiozitatea noastră, am voit să fim proprii noștri stăpâni, proprii noștri creatori de universul. Dar noi n-am știut atunci că universul pe care îl căutăm, universul pe care îl creăm, este de fapt universul divin. Este intenția primă în clipa în care noi am apărut pe această lume. Și anume acela de a fi frați cu toții, de a voi binele tuturor, pentru că noi nu putem să ne satisfacem propriile noastre dorinți, nevoi și sensuri decât prin ceilalți, toți prin unul și unul prin toți. Cred că acesta este momentul pe care cu toții îl așteptăm. Eu sunt absolut convins, eu cel puțin vă fac o mărturisire, am găsit în cărțile dumneavoastră exact acel pilon de care trebuie să te ții ca să rămâi stabil și să rămâi centrat în raport și în ecuația cu ceilalți din jurul tău și cu tot decorul din jurul tău, un pilon rațional. Un pilon care te ajută nu numai să înțelegi mental, dar să și cobori mintea în suflet ca să înțelegi și din câmpul ăsta informațional, afectiv. Noi dacă am începe să vorbim, și asta am înțeles-o foarte bine ca mecanică și din cărțile dumneavoastră, noi dacă am începe să vorbim cu semenii noștri și cu tot decorul nostru, nu din gură, nu din minte, ci cumva un pic dintr-un plan mai profund, din conștiință. Uitatea minții și inimii. Fără asta n-avem șansă. Din conștiința noastră, dacă am începe să vorbim, adică dacă am folosit limbajul sufletului, ne-am face cu toții foarte înțeleși unul cu celălalt. Și nu ne-am mai suspectat de, hai să zicem, de capcanele ale minții. Eu vreau să le recomand, mai ales tinerilor privitori acestei emisiuni, să citiți cărțile domnului profesor Constantin Dulcan și să... Eu am rămas copleșit pentru că ceea ce noi discutăm astăzi și nouă ni se pare că astăzi e o chestie foarte interesantă și foarte modernă, foarte nouă, e o revoluție mentală. Dumneavoastră deja le cristalizaserăți conceptele astea în anii spre sfârșitul anilor 70 și în anii 80 într-o dimensiune, hai să zicem, științific sterilă, ca să o numim așa. Dar dimensiunea ideologică era foarte restrictivă. Aceste aminte prin ce am trecut. Absolut, noi. Absolut. Dar poate că nu era la fel de opacă cum este cea de astăzi. Pentru că noi am trecut de la un materialism filozofic dialectic la un materialism consumist. Adică noi nu am depășit paradigma materialistă, cum probabil ar crede unii, în 1989, ci am transformat un materialism ideologic și utopic, întrucâtva, absolut, într-un materialist foarte concret.
Adică e foarte la îndemână e bănuțul și toată iconografia asta a bunurilor de consum. Și eu simt că spargem gheața asta. E ceva, e o inteligență superioară nouă, că tot vorbim de inteligența materiei, dar este și o inteligență a duhului, că noi suntem duhuri în materie. Absolut, a spiritului, fără îndoială. Care sfidează logica omenească și eu cred... Nu putem face nimic fără Dumnezeu, să ne înțelegem clar. Nu vreau să-i înspăimânt pe unii, deși mi-ar plăcea, de exemplu, să știu că Ion Țiriac visează urât de fiecare dată când omoară câte 300 de mistreți. Aș avea o satisfacție de-a dreptul iudaică, talmudică, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, cu privire măcar la somnul liniștit al lui Ion Țiriac când vânează mistreți. Sau a lora care vor să otrăvească, de exemplu, Roșia Montană și să extragă aurul de acolo, lăsând 30-40 de ani de deșert sterilic în România. Aș vrea totuși să, când visează, să se tulbure de niște coșmaruri. Poate așa o să înțeleagă. Am și eu micile mele meschinării. Dar nu cred că anul ăsta va trece fără ca umanitatea să devină conștientă măcar de potențialul creativ uriaș. Absolut, pe care l-are. Eu aș sfătui pe orice om ca înainte de a da drumul gândului să-l treacă prin suflet, prin inimă. Să gândească gândul ăsta trece prin inima noastră, mea. Un om care privește cu sufletul lucrul ăsta va fi bucurie, va produce bucurie sau din potrivă necasă. Și atunci să oprim de cazul, să lăsăm bucuria să vorbească. Pentru ultimele 3 minute ale emisiunii, hai să ne întoarcem un pic la oile noastre românești, la miorița noastră. Cum vedeți dumneavoastră primenirea, curățarea, purificarea noastră ca și popor, ca să devenim în sfârșit o națiune? Noi nu mai suntem de multă vreme o națiune. Și este foarte trist, român contra român, neîncrederea românului față de un alt român, această dihotomie nesfârșită în clasa politică până la cetățeanul de rând. Când o să începem să ne iubim atât de mult unul pe celălalt, ca să facem din țara asta, care este o țară a lui Hristos, o țară frumoasă și o țară care să rodească lucruri bune și idei frumoase? Cum a mai făcut în istorie? Eu cred că această țară nu poate să ajungă la o societate eficientă decât în clipa în care la baza tuturor lucrurilor se va situa rațiunea și sufletul, în care toți oamenii să-și găsească împlinirea. Nu poate să existe o societate numai pentru unii, pentru o mână de oameni care se închetuiesc în lux și, sau țălăfăie în lux și o masă imensă de oameni aflați în suferință. Aceea nu poate fi societate eficientă. Ori o societate de acest gen nu poate fi decât aceea în care cu toții sezizăm că suntem egali, că avem cu toții aceleași nevoi și că cel care va conduce societatea umană nu poate să fie o societate bazată pe o ideologie restrânsă la un grup, ci dimpotrivă, despre ideologia, dacă vreți, a universului. Concepția universală, concepția cosmică, în virtutea căreia cu toți existăm și în virtutea căreia cu toți avem un sens, acela de a ne împlini viața și de a pleca mai departe cu prinosul informației și al învățăturii, al înțelepciunii acumulate aici. Domnul profesor, vă mulțumesc din suflet pentru participare. Noi ne vedem cu domnul profesor mâine la conferință. Vă așteptăm cu drag. Până sâmbătă viitoare, gândiți frumos și trăiți frumos, toate cele bune.